Salutare, sunt Cristi și te invit la un nou clip pe canalul România Electrică. Astăzi avem parte de încă un trip, evident un trip electric, o călătorie electrică, cu aceeași destinație ca data trecută și anume insula Tasos. Doar că de această dată vom face călătoria cu mașina mare, cum ar veni, cu mașina asta. Vă amintiți, data trecută am făcut-o cu această mașină, este o zi extrem, extrem de călduroasă. Mașina este la încărcat în clipa asta. Hai să vă arăt așa un pic cum arată mașina. Scuzați praful, n-am mai mers cu ea de foarte mult timp. Cam așa arată portbagajul, super mega extra full. Cred că în spate nu e încă nimic. Așa e în spate, doar capul de încărcare pentru telefon. Hai să vedem la interior. În față cu mine o să stea cățelul Ribisli. Așa, hai să deschidem și francul. Hai să vedem ce avem și în franc. Cam așa arată și francul. Destul de mult bagaj. Nu stăm plecați o lună, stăm plecați doar, nu știu, parcă 11 zile vom fi plecați. Destinația Tasos. Sper să reușesc să-mi fac turul de insulă cu bicicleta, având în vedere că pregătirea mea pentru acest tur este aproape zero, cred că am ieșit de 2-3 ori cu bicicleta, dar bănuiesc că nu asta vă interesează. Probabil că sunteți aici ca să aflați detalii despre cum decurge călătoria asta electrică cu mașina mare spre insula Tasos. Nu știu exact cum o să vin fac cu update-urile de pe drum, pentru că e destul de dificil. În cazul în care să-mi doarme în mașină, nu voi putea să fac cine știe ce update-uri. Planul e în felul următor. Prima oprire să o fac, după cum ați văzut, mașina se află încărcat acum. Să plec de acasă cu aproape 90% state of charge și prima oprire am planificat-o pentru Dimitrovgrad. Voi merge destul de încet pentru că nu vreau să ajung înainte de termen la feribot. Mi se pare că primul feribot este la ora 5, iar noi vom pleca la ora 8.30, dacă totul e super ok. La 8.30 deja vom fi pe drum, deci nu voi putea rula cu o viteză foarte mare, că ajung prea devreme. Prima oprire ar trebui să fie la Dimitrovgrad, sunt aproximativ 350, cred că până acolo. Și de la Dimitrovgrad intenționez să încarc, nu știu, cred că undeva la 80% și de acolo să merg până pe insulă și ulterior până la cazare, până în Potos. Condiții de călătorie, climatizarea pornită non-stop pe 21 de grade Celsius, indiferent de temperatura exterioară, pentru că așa doresc pasagerii. Mai ales cel care stă lângă mine, Ripizli, este foarte moody, bătrânelul trebuie să aibă toate condițiile ca să poată dormi ok. Și cred că viteza maximă va fi undeva la 100-110 km în funcție de timpul pe care mi l afișează până la destinație. Nu vreau să ajung prea devreme, că dacă ajung prea devreme nu am ce face la feribot, la Chiaramuti, pentru că stau acolo și aștept. Așa prefer să fiu pe drum, chiar dacă merg un pic mai încet. O să revin cu detalii, de fapt nu, sper să revin direct de la încărcarea de la Dimitrovgrad și îmi doresc din tot sufletul să găsesc o vamă la ruse puțin aglomerată, astfel încât, nu știu, toată călătoria să fie cât mai lină pentru mine și pasagerii mei, pentru mine și familia mea. Wish me luck! Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feel. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.
ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing. Oh, și-am revenit cu primul update. N-am idee dacă se vede ceva. Pare că se vede ceva. S-am ajuns la Dimitrovgrad de 4 minute și am ajuns la Dimitrovgrad aproape cum estima mașina, și anume cu 23% state of charge. Asta deși la un moment dat pe drum a zis că ajung și cu, s-a părut ei că ajung și cu 27, parcă, dacă nu mă înșel. Bine, la început a estimat că ajungem cu 22, iar acum la destinație am ajuns cu 23. Stația asta, după cum știți, este una destul de rapidă. Hai să vedem dacă reușesc să vă arăt, reușesc. Vehicle charging. Încărc acum în clipa asta cu maximul cu care poate încărca ea. Este o stație Kostad, între timp am aflat că e făcută în Austria. Încărcă cu 119 kW. Sunt deja la 27% state of charge și voi încărca aici, nu știu cât încarc, cred că cu 10% mai mult decât am nevoie. Pentru că nu se știe ce găsesc în vamă, deși n-ar trebui să fie lumea arată în vamă acum, la ora asta. Repet, este ora 1.55 în clipa asta. Asta după ce am plecat acasă, 8.40 cred că. A fost undeva la 300 și ceva de kilometri. Nu m-am uitat de consum. O să pun așa pe ecran cât a fost consumul. Dar abonez că a fost un consum foarte bun, având în vedere că am mers destul de încet, de relaxat. Ce să zic, drumul ok, mai puțin bucata aia după care vă aminteam de la Viala până în Velico, care cel puțin cu mașina asta nu este una foarte, foarte plăcută. Revin cu următorul update de pe feribot, când voi ajunge victorios în... voi fi aproape, de fapt, că nu am ajuns în momentul ăla, când voi fi foarte aproape de vacanță. Hai să vedem cu cât mai încarcă mașina. Încarcă cu... în continuare cu 119, deci bateria a fost destul de caldă și lucrul ăsta mă ajută. Probabil că aici voi sta maxim 20 de minute, vedem. Așadar, revin de pe feribot. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want
Și cea de-a doua călătorie spre insula Tasos cu mașina electrică a ajuns la sfârșit. Un cablu de încărcare mașină electrică, avem acest banner aici. A ajuns la sfârșit și pentru această călătorie l-am avut alături dintr-o pură întâmplare pe domnul Restivan. Unii dintre voi probabil că îl cunoașteți de la 321 Sport. Din lumea interlopă a alergării. Întâmplarea a făcut să avem același număr de kilometri până aici, deși am plecat în locuri diferite, nu? Hai, man, că am plecat din București. Am plecat în locuri diferite. Într-o zonă similară a Bucureștiului. Bună seara! Bună seara, depinde. La toți fanii România Electrică și tuturor fanilor, acum râdem, glumim. Și 321 Sport. Cu mașina electrică. Deci, în primul rând, mașina electrică, când pleci cu mașina electrică din țară, cred că în viața mea n-am primit atât de multe mesaje. Băi, ești nebun, pleci cu mașina electrică din... E prima ta călătorie cu mașina electrică în afara țării? Când am cumpărat-o de la Oradea. Nu, ai, lasă, da, corect, Oradea București, corect. E ca și cum aș fi făcut București astăzi. Și care a fost mai greu? Oradea București sau... Trebuie să spun că între a conduce singur 600 de kilometri în România, 625 să fim mai exact, în fine, și a conduce București astăzi cu un copil care plânge aproape tot drumul, mai degrabă singur București. Te duceai și în Salonic, pe... București, da. Ca și informații, eu am plecat la 8:30, el a plecat, cred că la 11. 11 și ceva, da. Și chestia asta a adăunat grav. Pentru că a fost marți seara și eu marți seara la 7:30 sunt are, la 3:01 Sport. Și acum filmăm și ceva din mine e rupt în momentul ăsta, pentru că este marți, a fost 7:30 și am ieșit să alerg. E 8:10 și tocmai de asta arăt așa, că eu nu merg așa la birou. Dai să vadă, da? E în echipament sportiv. Așa. Eu alerg marțea la 7:30 cu 3:01 Sport orice. Și eu marți seara beau bere cu băieții, dar asta e, sunt aici, o să beau bere cu Radu seara asta, pentru că mâine vrem să facem o alergare de 21 de kilometri. Vai de curul meu. Anyway, am plecat din București la ore un pic diferite, doar că eu am ajuns mult, mult mai târziu. Pentru că el a prins, a avut o belea pe drum, nu o belea, în afară de faptul că a plâns copilul. Nu, a fost o belea, mașina n-a fost o problemă și nici faptul că a plâns cel mic. A plouat, a fost furtună în Bulgaria. A fost furtună și sincer mă întrebam, bă, dacă intră apă în mașina asta electrică, ce se întâmplă cu ea? Lucruri pe care orice om normal și le-ar... întrebări pe care orice om normal și le-ar pune la un moment dat. Groaznic, a fost una dintre cele mai rele furtuni pe care le-am prins vreodată la volan. Și nefiind în România, nu știu, ești mai familiarizat cu drumul. Dar unde s-a întâmplat asta? Până în Velico, nu? Sau după Velico? N-aș ști să răspund la această întrebare, dar s-a întâmplat mult timp. După Velico, parcă, știu că ne auzeam la 1.29 am vorbit prima oară. Unde am încărcat la un McDonald's, la după Velico, a venit viitura. Rupsese deja pământul și a continuat să rupă pământul și după ala. Și aici am avut eu avantaj pentru că am plecat mai devreme, iar eu am văzut ploaia doar în retrovizoare. N-am simțit-o absolut deloc. Da, și... Dar genul ăla de condiții de drum să nu le întâlnești cu niciun, tip de mașină. Da, exact. Mașina pe care o conduce el este un Volkswagen ID.3 sau ID.3, cum spune. Toată lumea mă corectează când spun ID.3. ID.3. Și se spune Volkswagen, whatever. Spune tu ce mașină ai. Un ID.3, ce baterie că el nu e. Aia pe care mi-a dat-o Doru de la Oradea. 58 de kWh. Zile, la ce ore ai ajuns? Deci ai plecat la 11 și ai ajuns la... Aici e marea. Nu știu, la 10 cred că am ajuns, 9-10 dimineața, nu mai țin minte, n-aș ști să mai spun exact. Dar hai să ne uităm, vrei să ne uităm pe un pic pe statistici acum, să vedem cât am încărcat. Am plecat, te interesează la mașina mea, da? Da, hai. Deci am încărcat, ce vreau să apreciez foarte mult la Bulgaria sunt stațiile de încărcare rapidă, care chiar sunt de încărcare rapidă. Fines, aminteam și în clipul cu Springul că sunt de... Sunt stații super ok și sunt chiar rapide, 120 de kW. Da, excepțional. Am plecat cu bateria full din București. Am amul pe contul meu, My Account, să văd cât plătești, îți îmbași cardul și plătești, da. Ai încărcat de două ori, văd. Care e prima, a fost primul. Da. Deci, prima oprire. 20 de minute. 20 de minute, 17,51 kW, 15,63 bgn. Și peak power a fost de 60 și pe average a fost de 45. Deci prima 20 de minute doar încărcarea. Da, și a doua 38 de minute, 32 de kW în total, cu peak 72. Deci în total a încărcat 40 cu 20 o oră timp de încărcare.
o oră timp de încărcare, după care am mai încărcat o dată la... Când ai ajuns pe insulă, nu mai când contează. Am ajuns pe insulă, nu, că ia chiar sunt curios la ce oră ai ajuns pe insulă. Am mai încărcat 12,5 kW când și am ajuns pe insulă. Și ora la care a fost făcută poza? În Tasos, la 11.39, de la finalul încărcării. Păi da, vezi câte minute sunt, 11.39 minus 40. Deci ai ajuns la 11 pe insulă. 39 de minute și poza a fost făcută la 11.39. Inclusiv feribotul. Da, inclusiv feribotul. Deci la ora 11 era pe insulă, după ce a plecat la ora 11 din București. Deci fix în, 12 în ore. În total am încărcat 32,18,50. Cu 12,50, 62,50. Deci dacă aveai bateria și-am mare... Și am ajuns aici cu 50 și ceva. Dacă aveai bateria mare aici. Pe ID3 nu încărcai niciodată. Sau încărcai măcar o dată. Măcar să fii safe, da, pentru că și eu am să fii safe, că... Eu am oprit doar la Dimitrovgrad 29 de minute, tot așa să fie safe, că așa e călătoria cu familia. Dar, așa e călătoria cu familia, trebuie să fie safe, exact, evident. Trebuie să cu rezervă. Anyway, deci el a ajuns la 5 kW și am ajuns aici cu un 50-60% range, dacă nu mă înșel. Cred că am încărcat și până la 80%. Și vă zic eu că am aici poza de la el. Mașina spune 10 ore 58, noi am calculat 11 ore, deci am fost pe acolo. Consumul lui a fost de 13,6 kW 100 km și 625 de km în cap. A făcut ce până aici. Am făcut poza. Da. Față de mașina mea, eu am consumat, ți-am trimis pe poza, ți-am trimis. Mașina mea a avut tot 625 de km, 84 de kWh consumați în total și 13,4 kWh la 100 km. Dacă vă uitați la pozele astea sau o să le punem, o să le punem. Sau ceva, mi se pare că statisticile de la mașina mea sunt fix cât un notepad și la Cristi cât un Excel. Da, din da, da, e făcută... Nu mai e stufoasă informația la mașină. Consumul pare la mine e mai mic. N-am avut climatizare pornită deloc. Asta voiam să... Sau am avut foarte puțin aer condiționat în momentul în care s-au aburit geamurile foarte tare. Eu menționez că nu-mi place să merg cu aer condiționat pornit. Nici vara, nici iarna. Nu-mi place, eu simt nevoie așa acasă. Tati, și eu am avut climatizarea pornită mai tot timpul, undeva la 19 grade, pentru că băiatul ăsta senior nu suportă să fie cald în mașină, sunt nicio formă, n-are... Nu ne suportă, pur și simplu, trebuie să fie foarte, foarte, foarte răcoare mașina. O mențiune că Radu a început cu parcarea asta de la fotelul unde ne aflăm noi. Aici nu mai este încărcarea gratuită pentru clienți, este ce ar fi acum, după discuțiile pe care le-am avut noi cu ei, doar prima încărcare gratuită, după care costă 10,05 € pe minut. E mai scump decât finesul, de ce? E mai scump decât încărcările pe autostradă, adică din Grecia. Lent și foarte, foarte scump. Da, și stația nu mai este de 22, este limitat acum la 11 kW. Deci păi și... da, ție s-a acceptat 22? Nu, 11. Și nu la mine totul. Da, mi-a zis George, când l-am întrebat. Da, deci la 11, oricum prețul este destul de mare, deci practic dacă vreți să încărcați aici, încărcați one time, bă, prima e gratis. Ce ar ajuta să arăți? Să arăți parcarea, mai puțin locurile de mașini electrice. E plină, ai că sunt multe mașini în parcare. Da, aici nu e nimeni, evident. Da, evident. Iar parcarea, după cum se poate vedea, este, băiete, este plină. Și asta nu pentru că e scump, pentru că ei au tariful ăsta de ceva vreme, de câteva zile e schimbat. Pentru că s-a întâlnit Radu cu un client al lor care este tot în România, tot cu un ID3, și el știa că încărcarea este gratuită pentru clienți. Gratis nu este sustenabil, dar nici foarte scump. Nu, e absurd, practic nu ajuți. Și gândește-o și altfel la nivel de business, că amândoi, și tu și eu facem business, da? Băi, cât te costă să-i dai unui om ca beneficiu, client de-al tău, da? Nu un om care ți intră de pe stradă la... Păi tocmai de-aia au luat hotărârea asta să oferă prima încărcare gratuită, după care, nu dacă vrei să te plimbi, momentan beneficiezi din seara asta. Da, beneficiezi din seara asta când pleci. 6 ai avut? And there you have it. Șapte. Pentru că până acum am negociat noi cu ei care e treaba cu prețul, pentru că ni s-a părut absurd. Am făcut calculul și ieșise la 5 lei kilowattul oră. Și pentru el și pentru mine. Adică aici mi se pare problema, că ai 10 mașini electrice din 200 de mașini care îți vine aici. Sau mai puține mașini electrice. Suntem 3 și toate sunt de România. 3 mașini electrice. Poți să-ți securizezi o nișă de oameni care vin și vin de plăcere cu un cost de... Cât te costă la furnizor? 0,211 € pe kilowattoră, că am căutat eu. E kilowattul pe insulă, kilowattoră pe insulă. Deci nu e un cost foarte mare, e ca în România, practic. E un leu pe kilowatt. Hai să luăm la 50 de kilowatt. Deci o încărcare de mai... 50 ori 0,21. Da. Sunt 10,5 €. Corect. 10, hai să zicem că sunt 15 €. 15 € la un sejur mediu aici, care te costă 5, 6, 800, 1000 de euro. De euro, da, corect. Nu e, e un cost foarte mic, care, din punctul meu de vedere, arată...
acea ospitalitate de care, pe care o scrii și el peste tot scrisă ospitalitatea, locul în care se întâlnește. Și greci în general sunt Băi, da. Și că sunt foarte ospitalier. E un cost foarte mic ca să te pretezi. Ca să te vorbească lumea de bine. Ca să te pretezi la chestii de genul ăsta, să pui pe minut încărcarea. Mi se pare absurd, având în vedere că nici nu sunt foarte multe opțiuni aici. Adică ai o stație de încărcare în Tasos și nu prea mai sunt. Sunt, mai sunt la hoteluri sau mai puteți încărca la, cum spuneam, la alți hotelieri care vă oferă, nu o stație, ci o priză de 2.20, na, care which is totally fine, e cea mai bună din punctul meu de vedere. Și mie mi-ar fi convenit să fac chestia asta. Da, corect. Dar asta este mașina mea murdară, uitați. Nu e mai murdară ca la mea care se vede în fundal acolo, e și mai murdară. Spală-mă, nu-i spală-mă cu zgârii, mă. A, o inimioară, bravo, drăguț, hai să vadă. O, se vede, că se vede, se vede, se vede. Dar uite, dacă dai așa. Dar asta, avem și o scuză pentru chestia asta, că într-o seară a fost ceva furtună și, na. Asta a bătut vântul, aici este. Mă credeți pe cuvânt, că nici măcar n-am cheia la, mă rog, m-am întors de la alergat, dar n-am nici cheia. Unii și alergă, da. Serios, pe cuvânt, că ea mea. Și n-are alarmă. Te rog, deschide-te, man, te rog. Nu se deschide din aplicație la Volkswagen chiar. Nu cred, man. Ia intră, sunt curios. Hai că-s curios de treaba asta. Ia uite ce-a făcut Ribisli. Ce face Ribisli? S-a pișat pe lângă mașina, extraordinar. Ia să vedem. Să deschide din aplicație? We Connect ID, 189 de kilometri înainte la 42%. Unde? Start charging? Nu se deschide. Nu are foarte multe opțiuni, îți arată ție locația. Fii atent, asta e foarte amuzantă. Că nu-ți arată locația mașinii când ai pe location aici, am impresia. Îți arată ție, unde ești tu? Afli tu? Foarte mișto, că n-aș avea Google Maps pentru asta. Și mai și costă 100 de euro pe an? Tu ai primit 3 ani gratuit, e ok. Altfel nu cred că îi plăteai? Edit home screen. Ah, oh, wow, ce... Charge level varie... și... nimic. Select more widgets. Da, mă, n-ai ce să-i faci, ok. Deci nu poate deschide mașina, dar îl credeți făcut că este a lui. Ia că de murdare, eu știți ce din București. Mai ales cei care veniți marți la alergare. Vedetele, da. Da. Bun, ăsta a fost clipul, ați văzut, da. Se poate și cu bateria mare, faci, faci tot la fel de mult și cu bateria mare dacă, dacă ai familie și trebuie să mergi încetişor, că asta e, așa e cu familia. Altfel... E de mers, mă, cu mașina electrică, serios, la un drum de 10-11 ore, oricum faci o pauză de o oră în total. Și atât am încărcat, am încărcat. Și noi da, am overcharge de amândoi, pentru că și am ajuns cu mult și el a ajuns cu mult, dar pentru că asta e. Adică puteam să o dau în jumătate de oră de încărcare. Două pauze de 15 minute. Adică fix cât am făcut eu, am avut 29 de minute și tot am încărcat prea mult. Da. Adică poți să faci drumul ăsta super lejer și serios. Chiar trebuie să te oprești. Mașina îți spune oricum la 2-3 ore. Take a break, yeah. Take a break, take a break. La un moment dat la mine. Take a break, take a break, take a... Și omul deci, nu voia să oprească, fără, că voia să ajungă la... Fără niciun fel de problemă, drumul cu mașina electrică până în Grecia, pe infrastructura actuală și cu o baterie... Și mai ales pe infrastructura din Bulgaria, deci e jos pălăria. E un singur lucru de spus. Omul ăsta a făcut același drum cu o Dacia Spring. Știți? Și se poate, deci se poate cu orice mașină. Făcut? 3. Pe fiecare segment. De 6 în total. Da. Da, n-aș face drumul ăsta cu 6. Niciunul ăla, dar am făcut așa for fun. O încercare interesantă, aș spune. Adică arată că electromobilitatea se duce în direcția și arată cât de bine stă Bulgaria la stațiile de încărcare. Deci Bulgaria chiar stă foarte bine. Băi, da, sperăm să ajungă și în România la nivelul ăsta. Nu neapărat ca număr, ci măcar ca putere, pentru că totuși oamenii ăștia încarcă cu 120 minim, cam pe la toate stațiile pe care le au ei. Bun, ăsta a fost clipul, vă ziceam, vă las statisticile, o să le las undeva pe ecran. Până data viitoare, spunem ce să zic, până data viitoare. Vă să întreb dacă pot să pun linkul de OLX la mașina asta. Radu vrea să o vândă, vrea să-și cumpere Model 3, cică. Nu, încearcă Cristi să mă convingă. Vedem până acolo, oricum. O mașină ați văzut-o, singura problemă e că e murdară, dar asta se rezolvă. Și are și kilometri puțin. 12.000 de kilometri. În 10 luni. Chiar e fix bătrânică, uitați-vă la mine. Oricum nu merg cu mai mult de 90. Mașina asta cred că mai mult de 100 n-a prins. Da, el este foarte prietenos cu mediul, să spun. E foarte calm. N-aș putea să merg numai cu 90. Deși cu Springul am mers numai cu 90, dar... Păi n-aveai altă opțiune. Da. Bun, vă lăsăm. Salutare.